Și după ce își depănă cel de-al omilea bazm, Șeherezada cea neîntrecută în povestiri îi zise lui Riar Shah, temutul ei stăpân: ah, nu, gata, 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 așa nu mai merge, m-am săturat. Dar ce s-a întâmplat, porumbița mea? Mama ta m-a insultat din nou, m-a jignit profund. Mama mea? Bine, dar știi foarte bine, frumoasă Șeherezada, că mama mea se află la peste 40 de poște depărtare. Și totuși am fost insultată de mama ta? Și dacă nu mă crezi pe mine, atunci să-ți iei adio, prealuminatule, de la cea de 1001 povestire. Vai mie, nefericitul, vai mie, să nu ascult tocmai a 1001 povestire. Așa ceva nu se poate întâmpla. Spune-mi, cum te-ai insultat, mama mea, și am s-o cer grozav? Ei bine, ei bine, află că azi dimineață a sosit cu caravana poștală un pergament pentru tine, personal. Bine, bine, dar până aici... Este să vezi, nu, că în post-scriptumul pergamentului, da? Mama ta scrisese... De ce scrisese? Ei, stai să vezi. Da. Dragă Șeherezada, nu uita să-i dai această scrisoare fiului meu. Aici! Sunt un ghinionist. Dar de ce, mărite? Toți au guturai, numai eu nu. Păi, da. Asta numește luminăția ta? Ghinion? Și că ce ghinion? Știi, mie îmi place grozav vinul fier cu puțin piper și scorțișoară. Dar și Șeherezada, de când cu poveștile ei, nu mă lasă să beau decât atunci când sunt răcit. Să fii sănătos. Și uite așa, după multe sacrificii, reuși eroul nostru să asculte în liniște. Ei, liniște, am spus. Așa. Deci, să asculte în liniște ultimul, dar și cel mai minunat bazm din... Povestiri din 1001 de... Glume! Care nu erau altceva decât niște povestioare tălmăcite, răstălmăcite și tăbăcite într-o fantezie muzical distractivă de... Lucia Verona și Haș Salem. Ziua bună pentru tine, Horia Căciulescu! Dar cum te-ai schimbat? Trecătorule, cred că mă confunzi, nu mă cheamă... Ce spui? Și numele ți l-ai schimbat? Dar trecătorul avea dreptate. El nu era Horia Căciulescu, ci Radu Zaharescu. Din adins îi încurcase Șeherezada cea ghidușe în ultima povestire, tocmai pentru ca să nu se cunoască între ei. Și totuși, noi îi vom recunoaște ușor pe... Ștefan Mihăilescu Vrăila, Horia Șerbănescu, Rodica Tapalagă, Horia Căciulescu, Ileana Stana Ionescu, Radu Zaharescu, Janin Stavarache, Constantin Băltărețu, Sorin Gheorghiu, Mihai Stoenescu și Dem Rădulescu. Prea răbdătorul meu stăpân. Da, 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 minunată Șeherezadă, da. Povestea beduinului sancționat și retrogradat în funcția de sultan. Ți-am depănat-o? Nu, 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 arde nerăbdare să o ascult. Ei bine, se făcea că odată... Dar ce-i călăgie asta? Ce se întâmplă? Au cine-mi deranjează prea prețioasele mele urechi? Stăpâne, stăpâne, doi călători vor nevoie mare să pătrundă în palatul tău. Dar cine sunt ei? Unul este Mihai Roman, iar celălalt Ion Barta. Curată o prăznicie să fie aruncați în groapa cu mulți lei. E,
Acolo ar vrea și ei? Nu, stai, stai, mărite stăpâne. Eu i-am chemat. Tu, Șeherezada? Chiar eu, mărite. Nu-i așa, străjerule, că au adus cu ei harfe, discuri, benzi de magnetofon, efecte muzicale? Chiar așa, prea frumoasă. Ei, vezi, vezi, stăpâne, au venit la timp. Ei mă vor ajuta să depăn cât mai muzical poveștile mele. Și uite așa, încet, încet, Șeherezada ajunse la ultimul basp pe care îl mai avea de povestit. Întoarse pergamentul și nu mică îi fu mirarea când citi: această emisiune a fost realizată de Manole Pavel Dan. Făcu Șeherezada, dumirindu-se în sfârșit că toate acestea n-au fost decât un... pretext cu subtext care să servească un text. Care text? Păi, al basmului din... 1001 de... glume. Și nici nu se termină bine melodia, că nerăbdătoarea Șeherezada, așezându-se mai comod pe salteaua de tip relaxa, a și început să depene un nou basm, și mai frumos și mai minunat decât toate celelalte, cu o fetiță cu scufiță și cu un lup rău și prefăcut, care atât de hain era încât a prefăcut-o chiar și pe Șeherezada în... Dem Rădulescu. A fost odată ca niciodată o fetiță pe care o chema Scufița Roșie. Scufița avea și o bunicuță pe care o iubea foarte mult și din care cauză să vedeți ce a pățit. Bunicuța locuia la țară, pentru că părinții Scufiței Roșii aveau un apartament în capitală și au făcut un schimb din boxa în care locuia bunicuța pentru acces la garaj. Și în casă nu puteau găzdui, că acolo primeau musafiri și alte rude apropiate. Să vedeți însă ce s-a întâmplat într-o zi. În timp ce părinții se uitau la televizor, fetița și-a pus scufița și s-a strecurat binișor afară din casă. Tocmai atunci s-a pornit și o ploaie de zicei că toarnă cu găleata. Mergea scufița prin ploaie, mergea, dar nu puteau întoarce din cale nici vântul, nici întunericul. Și cum mergea ea așa, deodată i-a tăiat calea lupul cel rău. Gata, gata s-o calce cu mobra. De ce cu mobra? Pentru că lupul încă nu avea strâns toți banii de mașină. Scufița însă nu s-a speriat. Degeaba încerca lupul să intre în vorbă cu ea, întrebând-o unde merge sau dacă nu locuiește cumva pe linia lui 5, colț cu 16. Ca să scape de lup, scufița a scurtat-o de-a dreptul prin pădure. A mers și a mers și a mers și când mai avea doar vreo 7-8 kilometri, i-a ieșit din nou în cale lupul cel rău, care se făcuse între timp și mai rău. Împrumutase de la rudele lui încă vreo 30.000 și-și luase mașină, iar acum era în rodaj. Încotro, scufițo, a luat-o el pe departe, deși știa bine unde merge nepoțica, dar scufița i-a răspuns prin semne că nu intră în vorbă cu persoane străine și necunoscute care au și o fioroasă asemănare cu lupul cel rău. O să-ți pare rău! A lătrat individul și a apăsat pe accelerator, adică s-a făcut nevăzut. Scufița nu i-a mai dat nicio atenție și și-a văzut de drum. Până la căsuța bunicii nu mai era departe. Da, dar lupul cel rău ce-a făcut? El a ajuns la căsuța bunicii cu mult înainte, iar când a ajuns și scufița, ușa era vraiște. Iar din căsuță a auzit o voce de nerecunoscut, în care nu recunoscu pe bunica ei și care îi spunea: intră, scufițo, căsoneria e stricată!
A intrat cu fița și mare a fost mirarea când a văzut-o pe bunica ei bolnavă și mâncând-o din ochi, nu alta. Hai, vino, nepoțico, mai aproape, decât te aștept, spuse bunica cu vocea aceea aspră și lingându-și buzele. De ce ai întârziat atât? Scufița început să explice că n-a putut să vină mai curând, că tata a fost plecat în deplasare, iar mama era de servici la servici și ca să schimbe vorba a întrebat și ea, dar de ce, bunico, ai urechile atât de mari? Ca să aud mai bine, nepoțico, ce minciuni mai îndrugi, râse bunica. Dar de ce ai ochii așa de mari? Întrebă din nou scufița. Ca să te văd cât de mare te-ai făcut, nepoțico, mârâi din nou bunica. Dar de ce ai niște colți atât de ascuțiți? Vrei un răspuns sincer? Întrebă bunica și ochii luciră. Sincer, ca între bărbați, răspunse scufița. Bine, atunci hap! Făcu bunica, de fapt lupul cel rău, care cu asta se ocupase pe aici. Adică o înghițise între timp pe bunică și acum o înghiți și pe scufiță. Dar cum vânătorul își schimbă pușca, dar năravul ba, iată că trecu pe acolo un vânător. Și pentru că la motel era plin de turici străini și a zis că ar putea să nopteze la bunică. Lumina era aprinsă și ușa, cum vă spusei mai înainte, vraiște. De îndată ce-l văzu pe lup dormind în patul bunicii, înțelese tot ce s-a întâmplat, că doar citise și el povestea. Luă un cuțit, deschise burta lupului și scoase de acolo pe bunică și pe scufiță nevătămate, tefere și fericite. Mare mincinos și vânător ăsta, dacă poate cineva crede că a vânat el un lup care a înghițit o bunică și o nepoată. Da, mă rog, oricum asta e povestea din care s-a văzut că lupul cel rău și mincinos și-a primit pedeapsa, scufița a învățat că nu e cazul să mai umble așa de capul ei noaptea prin pădure, bunica nu mai stă nici ea cu ușa deschise să intre cine vrei și cine nu vrei în casă, iar părinții scufiței au deprins învățătura că nu e frumos să o țină pe bătrânică la țară când au loc berechet în apartament, că uite, se întâmplă o dandanacă asta, mai află lumea și vorbește, de să fac de poveste. Așa, stai să vezi și ai să crezi în povestea mea. Ba nu, ba da, ba nu, dai tu. Hai să tăcem și să ascultăm. Cică a fost cândva de mult. De mult? Ei, de mult. Undeva a fost un lup. Cine a fost un lup? Și îi speria pe toți. Ce făcea? Îi vedea. Era mare și avea colți. Ce avea el colți? Ne place, mai spune, mai spune ce-a urmat. Se ține de glume, nimic nu s-a întâmplat. Ba da, ba nu, ba da, da-și tu. Hai să ascultăm. Într-o zi, bunicul meu, cum era? Uite așa, când mergea spre satul său, ce-o făcea? Cânta. Nu știu cum, s-a nimerit. Ce-a făcut? Nimerit. Chiar cu lupul s-a întâlnit. Păi și ce-a pățit? I-a zis lupul, stai așa, chiar acum te voi mânca. Zice moșul, iată stau, dar să fiu mâncat nu vreau. Te mănânc, moșneagule, te lauzi, că n-ai cu ce. Poate crezi că nu am dinți, să văd de nu minți. Lupul gura a căscat, colții și-a arătat. Bunicuțul i-a băgat mâna-n gât, atât.
când de coadă mi l-a prins, l-a ținut tare strâns și apoi foarte frumos mi l-a întors pe dos. Auzi ce putere bunicul tău avea, să-mi dați o avere, nu cred așa ceva. Ba da, avea, ba nu, n-avea, era voinic. Eu nu cred nimic. Dar în basmul nostru își legănă mai departe povestea Șeherezada. Ca în orice basm care se respectă, apare un el, Joia. El calif 2 la un institut cu șanse de a deveni calif 1 sau cine știe, poate chiar vizir, iar ea, ea era fiica prea iubită a sultanului Ionescu, așa că nu trebuia să mai facă nimic. Atunci, când erau numai ei doi, ea îi șoptea duioasă, așteptând tremurătoare răspunsul lui. Crezi că o fi adus Chanel la Eva, scumpule? Iar el, pricepând aluzia, îi răspundea fără să stea pe gânduri. Dacă duminică face rapidul 00 în deplasare... Chanel, scumpii... Și el își dădea seama imediat că trebuie să se concentreze un pic ce naiba, doar e îndrăgostit, și declara plin de foc. Ah! Trec prin foc și prin apă pentru tine, iubito. Așa că mâine, la ora 5, te aștept la ceas la universitate. Dacă nu plouă. La 5:30, la universitate. Și dacă este prea târziu, să ne vedem în cișmiciu. Dar ca să ajung și eu, te aștept la Ateneu. Sau ca să-ți fie mai ușor, în față la conservator. La 5:30, la universitate. Și dacă este prea târziu, să ne vedem în cișmiciu. Dar ca să ajung și eu, te aștept la Ateneu. Sau ca să-ți fie mai ușor, în față la conservator. Dar cum a doua zi, la ora 5, ploua, s-au adăpostit vis-a-vis la casa de căsătorii și dacă tot au intrat. Unu, doi, trei, patru, ei, și uite așa, trecură 10 ani de când califul Aristică era însurat cu frumoasa Lola. Auzi, dragă, mâine avem ocazia cea mai bună să tăiem curcanul. Să-l tăiem? De ce? Păi uitați, împlinesc 10 ani de când ne-am căsătorit. Și cu ce el devină sărmanul? Am citit la mica publicitate că aveți nevoie de o cadenă de serviciu care să vă ajute la menaj. Bine, dar eu fac totul singur. Oh, ce bine! Ăsta e locul pe care mi-l doream. Acest vas este de 300 de ani vechime. Ai grijă când ștergi praful de pe el. Puteți conta pe mine, stăpână. O să am grijă ca și când ar fi nou. Acum o să fie mai greu de șters, dar va fi tot atât de vechi. Cât în viața am pătimit, vii s-au tras de la iubit, măi, of, of, of. M-au ajuns când am fugit, m-am ascuns și m-au găsit, măi, of, of, of. Câte vorbe am aruncat, înapoi s-au răzbunat, măi, of, of, of. Vorbe am dat, vorbe am primit, sufletul mi-au amăgit, măi, of, of, of. Cât în viața am pătimit, bucătar specializat îmi ofer serviciile unui calif cu cameră și dependințe. Les joies de la cuisine. Și zici că vrei să te angajezi ca bucătar la califul nostru? Da, stăpâne.
Ai vreo scrisoare de recomandare? Da, nu, stăpâne, le-am rupt pe toate. Le-ai rupt? Da. Ce prostie! Nu vorbi așa, stăpâne, dacă le-ai fi citit. Uite așa, angajându-l pe bucătar, reuși califul să aibă puțin timp liber. Iubito? Da, lumina mea. Astăzi te rog să-i spui bucătarului să nu gătească nimic special. Am venit tare obosit și nu mă simt în stare să spăl atâtea vase. Și uite așa, anii treceau și în sânul familiei califului Aristică domnea fericirea și voia bună. Da bine, dragă, iar ți-ai luat conduri? Ia 11 pereche. Scumpule, dar modelul acesta cu talpă subțire de 15 cm nu l-aveam. Și ți-ai mai luat și 3 voaluri aduse de peste mărci țări și o blană de leopard și atunci eu nu mai înțeleg. Unde sunt economiile pe care pretinzi că le-ai făcut? Oh, iubitule, dar am făcut cu 500 de galbeni mai puține datorii decât luna trecută. Cinstite negustor. Da, blândule calif. Aș vrea să schimb blana asta de leopard pe care a cumpărat-o soața mea. Da. Nu-i place. Nu-i place. Să schimbați blana asta, vai de mine. Dar este cea mai fină piesă pe care am avut-o vreodată și pe care nu cred că o mai poți găsi altundeva. Îți dau un sfat, da, blândule calif. Păstrează haina, da, și schimbă nevasta. Da. Blândul calif avea și el un of. Of. Ce eristică? Ce să fie, soacră mea? În fiecare săptămână vine la noi și de fiecare dată mă cert cu ea. A, ești un muritor fericit. A mea a venit după nuntă o singură dată. Ai vezi? Da, dar n-a mai plecat de atunci. Sunteți sigur că papagalul acesta vorbește? Să vorbească? Păi de aceea m-a pus soacră mea să-l vând. Din cauza papagalului nu mai putea ea să scoată niciun cuvânt. Începem! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Fiți cu toți atenți și... Este indicat să fie corpul în formă permanent. El de minții voioșie dacă face antrenament. Cine vrea să arate în viață mai ceva ca Jean Marais, să se miște dimineață, 1, 2, 3. Când e corpul sănătos, spiritul și el frumos, cum grăiește foarte bine un dicton latin. Omul static și blazat este zilnic supărat că la mijloc pantalonii s-au mai strâns puțin. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Fiți cu toți atenți și... Într-adevăr, când e corpul sănătos și asta se poate obține mai ales prin gimnastică. Uite, de exemplu eu. Păi da, credeți că dacă nu m-aș cula în fiecare dimineață la al șaselea semnal și n-aș deschide fereastra ca să fac exercițiile atât de necesare organismului, aș mai putea fi plin de prospețime și energie? Atunci când plin de voioșie citesc pe ușa liftului în revizie de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, credeți? Sigur că n-aș putea. Dar așa? Bine, eu. Dar ceilalți muritori din preajma mea ce fac? Majoritatea
În restul zilei duc o viață total nesănătoasă. Băutură, țigări, sedentarism. N-ar fi mai bine să fie invers? Adică o emisiune de 5 minute cu exerciții dăunătoare sănătății, iar restul zilei fiecare să trăiască în modul cel mai sănătos și mai igienic. Ce ați zice de un plan de exerciții pe care vi-l propun pentru experimentare? Primul exercițiu. La 1, închideți fereastra. Luați un pachet de țigări fără filtru. Puneți în gură câte două țigări deodată și aprindeți-le. 2. Trageți adânc fumul în piept. 3, 4. Apoi suflați încet fumul unul în fața celuilalt. 5, 6. Trageți în piept. Apoi suflați. 7, 8. În față. Repetați. Exercițiul 2. Așezați-vă într-o poziție cât mai gârbovită și mai tristă. Încovoiați-vă în așa fel încât umerii să se întâlnească în fața pieptului, presând plămânii. Respirați scurt, sacadat, nu aerisiți plămânii, burta în afară, cocoșați spinarea, gâfâiți, capul în jos, plămânii presați cu muzică. Ajunge. Exercițiul 3. La comanda de 1... turnați pe o farfurioară câte un flacon din toate medicamentele existente în casă. La 2, aduceți un pahar cu apă. Toată familia va servi, eventual invitații și vecinii. La 3, începeți cu cloranfenicol, două pastile, puțină apă, diazepan, apă, nitroglicerina sub limbă, tetraciclina, hipazim, calmogastrin, codeină, fenobarbital, cortizon, iar la 4, încheiați exercițiul. Exercițiul următor. Beți un coniac mare și o cafea și mai mare, apoi inversați întâi cafeaua, apoi coniacul. Vă ține singur măsura la numărat până când mai puteți. Exercițiul 6. Vă prăbușiți pe covor și eventual vă mai ridicați. Ce părere ai, Costică? Dar ce ți s-a întâmplat? Azi, când eram la frizerie, să mă rad, nu? Da. Mi-a dispărut Camila. Pentru a treia oară și de fiecare dată, în aceleași condiții, din fața frizeriei. Ce mă fac? Păi, singura soluție este să-ți lași barbă. Cazul tău, efendi, e destul de grav. Da. Dacă dorești să te însănătoșești, trebuie să abandonezi orice muncă cu capul. Cu plăcere, vraciule, dar nu pot. Sunt frizer. Vraciule, vraciule, te implor să mă ajuți, dă-mi un elixir. Sunt într-o stare disperată. Dar ce ai? Tot timpul am senzația că sunt câine. E grav. De când ai această senzație? Oh, de mult. De pe vremea când eram un cățeluș. Anii treceau și în familia califului Aristică dragostea era prezentă tot timpul, tot timpul, tot timpul. Mă iubești, dragule? Iubești, iubești. Sigur? Sigur, sigur. Sunt cea mai, cea mai? Cea mai, cea mai. O să fii mereu împreună. Mereu, mereu. Și mă iubești mult. Mult, mult. Foarte, foarte. E, dar mai încetează odată. Cât timp poate repeta omul același lucru? Astfel, prea fericitul Aristică putea spune oricui îl asculta cât de bine era în sânul familiei sale. Sunt nespus de fericit. E, bravo. De aproape 10 ani trăim tot ca în luna de miere. Da, dar până la urmă și luna de miere se sfârșește. Da, da. Auzi, tu da. Care ai mai multă experiență, spune-mi și mie, cum să-mi dau eu seama? După aceea că nu-ți mai ajuns nevasta să facă piața. Nu? Nu, te duci singur. Ei, și dacă a ajuns în piață, ce-și spuse califul Aristică? Ia să cumpăr eu și un covor fermecat de 2x3, că tot mă bate nevasta mea la cap că n-avem niciunul în sufragerie. Ah,
Asta, bună ziua. Bună ziua. Aș vrea să dau la curățat covorul acesta fermecat. Ce vechime are? 500 de ani. Să știți că nu răspundem, se poate destrăma în mașină. Nu se destramă dacă aveți puțină grijă. Noi nu facem favoritisme. Mi-l aruncăm în mașina de spălat împreună cu celelalte covoare și vedem noi apoi ce iese. Bine, să vedem ce iese, da. Vă rog să aveți grijă, poftiți. Așa. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Am venit după covorul meu fermecat. Da, imediat vă rog. Să-l caut în registru. Așa. Gata, l-am găsit, s-a pierdut. L-ați găsit sau s-a pierdut? L-am găsit în registru, dar s-a pierdut în spălătorie. Și eu ce fac? Era un covor fermecat, un covor zburător. Mai atunci de ce vă mirați că a zburat? Nu zboară singur, numai dacă-l conduc eu fără covor sunt în aer. Cu ce mă duc la servici? Cu mașina. Da, dar covorul meu fermecat nu consuma benzină și nici nu-i păsa dacă se aglomera circulația. Zbura deasupra și pe deasupra nu-i aglomerație. Eu... Nu există prea multe covoare fermecate. Zău, și cum pornești? Îi spuneam câteva vorbe, o formulă magică, un abraț și gata, decola. Funcționa cu vorbe, de ce? Păi grozav, așa ceva nu se mai face astăzi. Am auzit că cineva a inventat o mașină care funcționează cu apă în loc de benzină, dar nu s-a confirmat. Și eu ce primesc în schimbul covorului pierdut? O adeverință prin care se confirmă că s-a pierdut, ca să puteți justifica la nevoie dacă vă întreabă cineva. Vă mulțumesc pentru grija ce-mi purtați. Acum ce să mai zic? Covorul era cam vechi și nici nu mai funcționa cum trebuie. Da, și avea franjurile cam, dar în orice caz, pornea când i se năzărea lui și când aveam nevoie nici când să zboare. Păi vedeți. Mi-a făcut o groază de pocinoage, dar odată era să-mi ia și carnetul. Aveți carnet de covor? Da, cu 3 taloane. Covorul s-a pierdut după ce a fost curățat, era curat? Dacă era curățat nu mai e nicio problemă, m-ați liniștit. Atunci dați-mi măcar adeverința aceea acum că s-a pierdut ca să-l pot radia din registrul de înmatriculare de la direcția de zbor a covoarelor, nu? Unde mă aflu? Stai liniștit, nu te agita. Te afli la numărul 7. Salon sau celulă? Îți mulțumesc din suflet, efendi, că m-ai salvat de la moarte. Nu faci nimic, nu faci nimic. Dar spune-mi, cum s-a întâmplat accidentul? Da, vezi stâlpul acela de acolo? Da. Eu nu l-am văzut. Cea mai uluitoare coincidență pe care mi-o amintesc a fost în 11 noiembrie, când la caravanseraiul la care am tras am stat la etajul 11, camera 11 și am pariat pe Camila 11 la derbiul de trap care era și cursa 11. Presupun că a câștigat Camila pe care ai pariat. Dar de unde? A ieșit a 11-a. Auzind o asemenea înfricoșată întâmplare, ploaia care cădea afară potop se opri brusc. Stop, ploaia! Ce-o fi aici? O peșteră! Dar se aud dinăuntru glasul românești. Ia-uzi, cine-o fi înăuntru? Alo, e cineva închis în peștere? Cine întreabă? Eu, nu știu dacă ați auzit de mine. Sunt Ali Baba. Am auzit de tine. Tu ești salvarea noastră. Scoate-ne de aici că am rămas blocați în peșteră cu toate bogățiile noastre fabuloase. Murim dacă nu ne salvezi. Bine, da, ați uitat formula magică? O știu și copiii. Care formulă? Păi aia cu sesam, deschide-te. Cum o să uităm? Dar nu mai ajută la nimic. Serios? Dar ce s-a întâmplat?
Zilele trecute am chemat un meșter de la cooperativa Metalopeștera să ne schimbe mecanismul de închidere care era învechit și de atunci poarta nu se mai deschide nici măcar cu cheia, dar apoi cu formule. Păi să vă spun eu cum e la mine acasă, cum e la mine acasă. Mama are în ogradă pui de găină o grămadă, dincolo de drum e un lac, rațele fac mac, 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 lângă lac e un copac, broaștele fac coac, 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 mierla cântă în copac, sub copac e un pui, hai hui, puiul mami pui. Ce mai ai să spui? Pui, 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 pui. Și să vă mai spun eu cum că ograda are și apă curgătoare, dar într-o zi ne-am pomenit că o țeavă a plesnit. Apa face pic, 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 restul-i bine, ce să zic. Brasca face oac, 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 mierla cântă în copac. În ogradă sunt mulți pui, unul e mereu hai hui, puiul mami pui. Ce mai ai să spui? Pui, 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 pui. Ce să vă mai spun eu, în piață lângă arhivă e o cooperativă, cică de instalator, și m-am dus la ei din zor, fiindcă mama m-a trimis, nene tache, am zis eu, pică țeava în capul meu, apa face pic, 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 zice tache, nu-i nimic, las că vin, dar n-a venit, și spărtura s-a lărgit, curge ca dintr-un ibric, pic, 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 și iarăși pic, și afară lângă lac, mierla cântă în copac, broasca face oac, 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 rațele fac mac, 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 puiul mami pui. Ce mai ai să spui? Pui, 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 pui. Să vă mai spun ceva, că eu nu m-am lăsat, m-am dus și-am reclamat, șeful lui n-atache-mi dat, respectos m-a întrebat, iar eu disperat îi zic, țeava curge pic, 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 de ce zile n-a mai stat? Șeful zice, aprobat, tache zice, imediat. Mama mea s-a bucurat, 7 zile au trecut, niciun tache n-am văzut, nu s-a reparat nimic. Țeava face pic, 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 brasca face oac, 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 rața face mac, 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 mierla cântă în copac, puiul mami pui. Ce mai ai să spui? Pui, 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 pui. Mai stați să vă spun eu că am sărit în sus, că am sărit în sus, și la centrul lor m-am dus ca să spun ce am de spus. M-a primit chiar vicele cu audiențele și i-am zis că e un chin, tache zice, las că vin. Șeful zice, aprobat. Mama a tot așteptat, 14 zile au trecut, plus 3 ore și un minut, și nimic, și tot nimic. Țeava face pic, 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 toată ograda parcă-i lac, broasca face oac, 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 rața face mac, 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 mierla cântă în copac, puiul mami pui. Ce mai ai să spui? Pui, 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 pui. Dar stați să vă spun eu cum e cu vicele, cu audiențele. Zice vicele mac, mac, rața, rața face oac, 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 broasca, broasca stă sus în copac, mierla, mierla zice nu-i nimic, tache, tache zice pic, 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 țeava, țeava zice ce să-ți fac, vicele, vicele cântă în copac, mierla, mierla întreagă parcă-i lac, ograda, broasca zice pic, 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 rața nu zice nimic, lacul cântă în copac, țeava face oac, 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 vicele face mac, mac, și-am ajuns de tot cu-i bac, broasca e în bani de lac, rața vrea covriș de mac, mierla cântă pic palac, curge ceava în copac, mamă, mamă, ce mă fac? Puiul mami pui, păi ce să mai spui? Iar în timpul acesta, califularistică, pe care l-am părăsit în urmă cu 2 melodii, se întorcea întâmplător de la pescuit. Lângă un palmier se întâlni cu sultanul Pandele, care venea tot întâmplător de la vânătoare. Pandele, cum a fost la vânătoare? Am împușcat un iepure. Bravo, bravo. Și nu mă invit la o gustare? Te invitam eu cu plăcere, dar după ce l-am împușcat, iepurile a rupt-o la fugă. Tăi, ascultă, ce cu tine, califule, că ai slăbit atât de tare? Eu nu mănânc nimic altceva decât pește prins de mine. Aha. Și ca să nu moară de foame, califul rosti formula magică. Și imediat se trezi așezat la o masă din caravanseraiul la 2 dromaderi. Ce-ați zice de antricoțelul acesta? Da, cam multos. Atunci vă dau vrăbioara asta, e numai bună. Da, 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 cam multe oase. Sau mușchiulețul acesta, a? Da, da, și ăsta are oase. Prea milostivule, păi ce crezi de-a ta că vaca asta a venit la noi în cârje?
că, până la urmă, califul comandă un meniu foarte bogat. Băiete, da? 200 cașcaval și 3 chifteluțe. Sărut mâinile. A, bine ați venit, vă așteaptă. E în birou? Da, vorbește la telefon cu baza Pleșcan, dar mi-a spus cum vine bunul meu prieten să intre imediat. Păi atunci să intru. Da. Da, atunci rămâne să-mi trimite situația lui, da? Să trăiești. Bine ai venit, ia loc, termin imediat. Așa? Așa, 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 aștept situația pe nu. La revedere. Da. Ce faci, bătrâne, mă, de când nu ne-am văzut? Păi să vine, vine, prima vață, aduce aminte? Păi să tot fie vreo 10 ani de când am terminat. Un moment. Da. Da, 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 eu. Sigur că da, aștept. Așa. Da. Așa, și ce vânt te aduce la mine? Vreau necaz ceva? Haide, spune, nu te codi acum, dacă ne-am întâlnit, să mai stăm și noi puțin de vorbă. Știi, acum te rog să mă ierți, dar am venit la tine cu un interes, știi? Nu te rețin decât un minut. Se poate, dragul meu, dacă nu te-ai ajuta eu, atunci cine? Așa ziceam și eu, dacă tot e șef în problema asta, poate ne ajuți tu, nu? Dar mai e vorbă, mai e vorbă, da, cum să nu te ajut? Așa. Să facem rost de potcoave pentru cămilele din circul nostru, că până acum... Nu crezi la circ? Da, imediat. Alo? Alo, da? Comunicați la baza de desfacere să rezolve transportul pinioanelor conform dispoziției numărul... 274-536-74. Da, 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 numărul 274-536-74. Da. Da, da, de-o știe. Alo? Cum? Nu aveți dispoziția? Ei, ce oameni, măi, ce oameni. Auzi că să le dictez eu la telefon paragraful. Da, la revedere și altă dată să nu mai rătăciți dispozițiile. Așa. Și ce ziceai tu? Ah, bătrâne, bătrâne, ce mă bucur că te văd. Vine, vine, prima. Da, 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 da. Și ce ziceai? Că vreau să te deranjez numai un minut. Da, și mai mult, că nu mai deranjez deloc, bătrâne. Da. Mă bucur că mai stăm de vorbă, că mai aflăm unul de altul. Mă, prietene, mă, vine, vine, prima. E, ce e? Nu mai spune. Atunci uite ce faci. Așa, ia zic cu ce te pot ajuta. Păi cu potcoavele pentru cămile, ziceam. A, da, sigur, da, un moment. Alo, da? O, salutare, umbră veche! Cu ce treabă prin cetatea noastră? Ești foarte drăguț, dar nu pot promite nimic până nu vorbesc cu stăpâna mea. Sigur că da. Pa, pa și aștept semnalul tău. Deci spuneai ceva de un semnal sau... Da, nu eu, ci... A, da, 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 mi-am adus aminte. Vrei o țigară? Nu, 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 știu eu cu... Aha, știu eu, știu. Atunci cu ce te pot ajuta? Ia zi. Păi cu potcoavele pentru cămile, zice. A, asta era. Da, da, da. Problema e foarte simplă. Mă bucur că mă poți ajuta. Alo, da? Nu, 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 nu pot acum. Da, da, mai târziu. Vin și ele, sigur. La revedere. Apropo, tu m-ai întrebat de niște potcoave pentru... Cămile, eu, știi, circul nostru nu plătesc. Dragul meu, păi nu știi că noi ne mai ocupăm de producerea lor? Nu le mai faceți? Nu, comanda a fost preluată de... Alo? Da, atunci eu am plecat. Nu, tu stai un moment, ce pleci? Un moment, vă rog. Pleci? Oricum, mă bucur că ai dat pe la mine, să știi. Ne-am mai văzut și noi, ne-am adus aminte. Da, da. Vine, vine primăvara și nu uita. Ori de câte ori ai vreo problemă, vine-o fără nicio reținere, fără că se poate. Nu se poate să nu-mi fac timp să te ajut. Da. Nu se poate, da, da. La revedere, pa! Vine, vine primăvara. Pa, dragă, vine primăvara. La revedere, te sărut. Pa, alo? Da, spuneți, ascult. Priviți, vă rog, aici tabla aceasta. E făcută din lemn de stejar și are aproape 500 de ani. Da, da. Mare lucru! Da. Știu eu o tablă care are peste 3000 de ani, mai veche decât chiar lampa lui Aladin. Imposibil! Unde a fost făcută? Păi nu știu, cred că undeva până Asia. În Asia? Și ce fel de tablă e? Tabla mulțirii. Aladin avea o lampă și cu lampa lumina, dar și alte mii servicii lampa îi făcea.
Când a vrut să se însoare, el pe loc lampa și-a pus și cea mai frumoasă fată lampa i-a adus. Dar să vezi acum, drăcie, că-i lipsea la însurat doar o mică adeverință ce se dă la sfat. El i-a spus atunci lămpii, du-te acolo din adins și să-mi scoți de grabă actul. Și lampa singură s-a stins. Că minuni face ea, însă nici chiar așa. Bum! Aladin striga în pustie, vai de foame, nu mai pot! Și un borcan i-a dus lampa cu compot. Aladin văzând compotul, buzele lihnit și-a lins, lampă, haide, sfă capacul! Și lampa singură s-a stins. Că minuni face ea, însă nici chiar așa. S-a descusut. Aladin stătea odată plictisit îngrozitor. Lampa i-a adus un radio cu o emisie de umor. Aladin atent ascultă, iar apoi strigă surprins, fai să facă și o glumă! Și lampa singură s-a stins. Așa, din poveste în poveste și din melodie în melodie, reuși Scheherezada cea înțeleaptă să-l țină treaz pe șah 1001 de nopți. Și poate și astăzi ar mai fi ascultat cu tot atâta plăcere pățaniile cele grozave, dacă... Vragiule! Vragiule, nu știu ce să mai mă fac. Dar ce s-a întâmplat prea somnoros? Zvorăi atât de tare încât mă trezesc singur din somn. Ce mă sfătuiești? Să te culci într-o altă cameră. Poftim, poți să dormi, nu poți, Mișule? Da, în miresmatule. Ia uite-te ce se întâmplă pe ulița cetății. Da, nimic deosebit strălucirea ta. Cum nimic? O cămilă a vrut să o ia la dreapta. Bine, și ca o cămilă să o ia la dreapta, trebuie să facă atâta zgomot încât să trezească prea strălucitoarea mea persoană? Păi vezi, mărite, la dreapta nu era nicio uliță. Mișule! Și așa început să se crape de ziua. Trecuseră multe nopți de când Scheherezada îi tot înșira stăpânului ei. Povestiri din 1001 de... Glume! Care nu erau altceva decât niște povestioare tălmăcite, răstălmăcite și tăbăcite într-o fantezie muzical distractivă de... Lucia Verona și Haș Salem. Aoleu, ce era să-mi facă, au? De ce nu ești atent, omule? Aoleu, îți mulțumesc, trecătorule, mi-ai salvat viața. E, acum? Da, dacă nu erai dumneata, dădea peste mine elefantul ăla cu remorcă și mă făcea dună de disip. Îți mulțumesc din suflet. Lasă. Nu. Auzi, știi cine sunt eu? Nu știu. Eu sunt Horia Căciulescu.
Da? Da. Și cu ce te ocupi? Cum nu știi? Nu. Păi eu am jucat în emisiunea aceea de divertisment cu Scheherezada. Cu Scheherezada? Cu calif, cu sultan, cu Ali Baba. Atunci, uite ce, dacă spui că ai jucat și în emisiunea aia, am o rugăminte. Dar oricare, spune-mi și ți-o îndeplinesc. Fii bun și nu mai spune la nimeni că eu te-am salvat, te rog. Scheherezada speră însă că i-ați recunoscut în rolurile de califi, sultani, neguțători pe... Ștefan Mihailescu Brăila, Horia Șerbănescu, Rodica Tapalagă, Horia Căciulescu, Ileana Stana Ionescu, Radu Zaharescu, Janin Stavarache, Constantin Băltărețu, Sorin Gheorghiu, Mihai Stoenescu și Dem Rădulescu. Regia tehnico-muzicală putem spune că a fost realizată în stilul caracteristic al maestrului Mihai Roman. Spre diferență de redactorul muzical Ion Barta, care are stilul lui. Și acum Scheherezada îl va anunța pe prea înțeleptul, prea inspiratul și prea darnicul realizator de emisiune. Lasă. Nu vă mai certați, ne aud prea curioși ascultători. Oricum trebuie să-l anunțați pe realizator. Bineînțeles, Manole Pavel Dan. Spune-mi, califule, cum faci tu să scapi de prietenii nepoftiți? Le împrumut bani și atunci mă vizitează mai rar. Dar tu, Scheherezada? Eu îi pun să asculte din nou emisiunea. Povestiri din 1001 de... Glume!